frecvență de in și bumbac. Costum femeiesc este compus din cămașă, vestă, toale și shorts. Costum bărbătesc este compus din cămașă, vestă, brâu, țesut și la război, pantaloni cu suț. Toate componentele costumului sunt executate de mână cu migală și maestrie. Pentru că ne-am adunat aici la această mică șezătoare, vrem să vă prezentăm pe lângă fortul tradițional de pe Valea Mureșului și renumitul cozonac, care este așa de mult dorit atât de copii cât și de persoanele în vârstă. Cozonacul românesc este dulcele tradițional nelipsit mesele noastre de Crăciun și de Paște, însă care ne fac ochiul în majoritatea cofetăriilor, ispitindu-ne și în timpul anului. În fiecare zonă a țării, rețeta de cozonaci are o particularitate anume. Printre combinațiile de umpluturi regăsim nucile cu cacao și rahat turcesc, dar și stafidele, macul sau fructele confiate. Și forma lor este diferită, pot fi rotunzi, drept sau împletiți, însă întotdeauna la fel de gustoși și aromați ca și aceștia. Aici.